Deci nu vii cu creșterile de salarii la data la care ai promis, le faci mai târziu, iar oamenii evident te întreabă: doamna Olguța, să nu ne loviți cu tocurile alea din fier forjat, doamnă, dar ați amânat măririle, de ce, n-aveți bani? Și ea zice: da, așa cum am promis, în concordanță cu programul de guvernare, ne îndeplinim toate. Doamnă, alo, da, o să se întâmple eventual mai târziu, de ce se fac creșterile mai încolo? Era vorba de anul ăsta, doamna Olguța, acum le-ați dus la anul. Da, mă bucur că mă întrebați. PSD-ul își ține toate promisiunile. Ce e asta, doamna Olguța? Ne luați la mișto, nu? Au fost mai multe majorări pe care le-am făcut luna trecută în Parlament. Este vorba de creșteri cu 20% la bugetarii care lucrează în OPC-uri, în IMM-uri, în autoritățile de mediu, apoi soldele din apărare și ordine publică s-au dublat, fiind trecute pe salariu minim pe economie. Pe scurt, Olguța a ieșit să ne spună că nu mai dă toți banii deodată și că nici măcar n-o să se întâmple anul ăsta. Dar a făcut-o de parcă totul e fix invers. De parcă ar da toți banii deodată și chiar azi, adică mai devreme decât a promis. Ne-a abordat cam așa: of, în sfârșit, dragi români, am obținut totul pentru voi, iubiții mei. Asta e tot ce mi-am dorit. Șefa, terminați cu prosteala, că știm și noi să înjurăm, da? Nebune ființe a făcut Dumnezeu și le-a numit femei. Adică măririle promise erau prea mari și prea din scurt. Au fost amânate și etapizate. De la PSD, partidul care îți dă, iată că PSD-ul a cotit-o la PSD, partidul care îți dă, dar mai încolo. Mai încolo ne dădea și Ceaușescu în 89 de la balcon, mă băieți. Edificator a fost domnul Grindeanu, adică fața domniei sale. Haideți, domnul Grindeanu, stimați telespectatori, urmează o scenă care vă poate afecta emoțional. Domnule ministru, de ce nu se mai respectă programul de guvernare? De ce nu se mai respectă programul de guvernare? Pentru că au apărut aceste modificări acum. Ce a fost asta? Domnul Grindeanu, s-a stricat Sorinache, nu? A clacat țăra acum. Atâtea probleme, urlă firea la el, i-a făcut creierii piftie, vă dați seama. Domnul Grindeanu, nu știu, poate mi-am făcut eu o opinie greșită, dar pare că vă tâmpiți pe zi ce trece de când ați venit la guvern. Am văzut că v-ați tuns să vă fie de bine, dar sigur nu v-a luat frizerul și o bucată din creier. Serios, îmi lăsați senzația că nu prea înțelegeți nimic din ce vi se întâmplă. Cum să ai o asemenea reacție ca premier la o întrebare cât se poate de clară? Domnule ministru, de ce nu se mai respectă programul de guvernare? De ce nu se mai respectă programul de guvernare? Pentru că au apărut aceste modificări acum. Domnul Grindeanu, a stat de vorbă cu oamenii care se ocupă de imaginea dumneavoastră? Ori s-au sinucis după ce au văzut faza asta și au dat demisia, nu? Femeia aia v-a pus o întrebare simplă: de ce nu se mai respectă întocmai programul de guvernare? Cum îi mai spunea, doamna Olguța? Cum îi mai spunea programului vostru de guvernare? Că-mi scapă acum. Citiți programul de guvernare, veți găsi acolo absolut totul. Este ca o Biblie pentru noi. Exact ce scrie acolo, exact asta vom aplica, nimic mai mult. Așa, Biblia, da! La o asemenea întrebare, dumneavoastră, domnul Grindeanu, vă îngruntați ca la un copil care vă întreabă dacă poate să-și ia bomboane imediat după ce l-ați pedepsit, spunându-i că nu mai are voie să mănânce bomboane timp de o săptămână? Cam așa e faza, nu? Adică nu asta trebuia să aveți pregătit pentru întâlnirea de azi cu presa? Răspunsul la întrebarea: dar de ce v-ați sucit? În fine, mă scuzați, domnule premier, și eu sunt tâmpit, da, vorbesc ca și cum programul ăla al vostru de guvernare chiar e pe bune. Sau, aoleo, dumneavoastră credeți că programul de guvernare e pe bune, domnul Grindeanu?